Candidatul PSD la primăria Suceava, Tiberius Brădățan, își dorește ca orașul să arate ca în poze. Mai exact, ca în fotografiile pe care le-a prezentat într-o conferință de presă colegul său de partid, Ioan Cușnir. Și mi-aș dori pe spațiile verzi din Suceava să arate așa. Nu așa. Cum arăta la sfârșitul lunii august centrul Sucevei. Și atunci când mergeți la patinoar să vă recreați, mi-aș dori ca să vă luați bilete de la o casă de bilete care arată așa. Și nu așa. Și Tibi, te rog frumos, ca după primii 4 ani de mandat ca primar al Sucevii, să-mi dai voie să vin cu aceleași fotografii și să le arătăm sucevenilor că se poate. Să le arătăm sucevenilor că ce n-a făcut lungul în 12 ani, echipa din jurul tău va face în 4 ani. Te rog să-mi promiți acest lucru, Tibi. Tiberius Brădățan a declarat că reabilitarea termică a blocurilor din Suceava este și va fi în continuare o problemă a orașului. Candidatul PSD la primărie susține că are soluția. Tiberius Brădățan a explicat că există fonduri europene pentru izolarea termică a blocurilor. În această conferință de presă aș vrea să vorbesc și tot din respect pentru cetățean de un lucru care nu s-a făcut sau s-a făcut parțial sau s-a făcut pe spatele cetățeanului. Și vorbim aici de reabilitarea termică, pentru că este o problemă a Sucevei. A fost în ultimii 10 ani și va fi și în continuare o problemă majoră. Pe axa prioritară 2014-2020 este posibilă accesarea de fonduri europene, de fonduri de dezvoltare, pentru a se realiza această reabilitare termică. Și când vorbim de reabilitare termică, nu ne referim la simpla anvelopare a blocurilor. Este vorba despre un proiect sau un proces mult mai vast care presupune izolarea atât a planșeurilor cât și a plafoanelor, presupune izolarea subsolurilor, presupune reabilitarea casei scărilor, presupune, acolo unde este cazul, renovarea și amplasarea de lifturi, presupune inclusiv reabilitarea rețelei termice din acele clădiri. Tiberius Brădățan a mai spus că s-a născut și a crescut în Suceava și că orașul are nevoie de o schimbare.